Bine v-am regăsit la ziua de luptă, sunt Alexandru Ganci. Avem multe evenimente importante de discutat în această săptămână și chiar și în săptămânile care urmează, pentru că din nou vom avea o perioadă foarte aglomerată în lumea sportului de luptă. Vom începe evident cu meciul dintre Înganu și Miocici, pentru că este unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. De asemenea, de asemenea, avem Cupa Mondială de Sambo Haralampiev care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, iar cât de curând, pe 1 aprilie, vom avea Coloseum. Așadar, haideți să ne pregătim în continuare pentru câteva săptămâni pline de evenimente sportive pe care le vom discuta împreună. Haideți să începem, totuși, cu evenimentul pe care îl așteaptă toată lumea, așa, anume înfruntarea dintre Stipe Miocic și uh, Francis Nganu. Este un match uh, deosebit de interesant pentru că, în ultima perioadă, Nganu a fost foarte promovat și foarte intens căutat de către uh, toți cei care sunt interesați de sporturile de luptă, pentru că, trebuie să recunoaștem, este un sportiv extrem de interesant, extrem de marketabil, extrem de simpatic și un om care ne uimește de fiecare dată în momentul. În care apare în cușcă, și vom începe cu el. Haideți să ne uităm un pic la fizicul lui Nganu, care mie mi se pare extrem de impresionant. De altfel, principala calitate a lui Francis Nganu este darul său incredibil din punct de vedere fizic. Este o genetică absolut fabuloasă, o musculatură construită parcă special pentru sporturile de, de luptă, o explozie deosebită și o rezistență. Despre care încă nu știm suficient de multe lucruri. Are brațele foarte lungi, foarte puternice, își rotește foarte bine șoldurile, este extrem de masiv. Haideți să ne uităm un pic la construcția sa fizică. În această fotografie, dacă ne uităm cu atenție, avem senzația că aproape că nu pare real, pare să fie desenat sau poate să fie un, uh, un action figure. Cu toate acestea, de fiecare dată când îl vedem apărând în cușcă, ne dăm seama că acesta este fizicul său. Este un sportiv care probabil că ar fi avut-o o carieră senzațională în bodybuilding, dar uh, are o carieră senzațională în MMA, deci de deci ce ar trebui să se agită foarte mult cu bodybuilding-ul? Dacă vă uitați cu atenție, în schimb, la corpul său, chiar dacă probabil în momentul în care l-ați vedea față în față vi s-ar părea un uriaș pentru că este un uriaș, este un om extrem de mare și de puternic, urmăriți cu atenție construcția sa musculară. El nu este Chiar atât de mare, este foarte impresionant, este, este masiv, dar nu este exagerat de masiv. Are umerii foarte bine construiți, probabil că în această fotografie se văd cel mai bine. Uh, Deltoizii se este foarte bine construit, are o capacitate extraordinară de a-și folosi membrele, are brațe foarte lungi, are explozie foarte bună și de asta loviturile sale de brațe sunt extrem de puternice. Este în ganul, în schimb, cel mai tehnic sportiv cu putință? Cu siguranță nu. Așa cum știți, este născut în Africa, a lucrat o perioadă foarte lungă într-o mină, este o poveste pe care Jorogan îl ca întotdeauna, mai, mai întotdeauna, ca fiind refacerea poveștii lui Conan the Barbarian, pentru că și-a construit acest fizic practic muncind, iar apoi s-a mutat în Franța unde a început să învețe box, kickboxing, iar ulterior s-a mutat la Extreme Couture unde a început să lucreze foarte mult pe tehnicile de MMA. Cariera sa este în schimb în foarte mare proporție generată de fizicul său incredibil, de inteligența motrică deosebită pe care are și de capacitatea sa de a învăța lucruri repede, de a fi capabil să aplice în octogon, ceea ce învață la sal. Este o calitate foarte rară, dar este o calitate care apare la anumiți luptători. Faptul că astăzi învață o tehnică, mâine poate să o aplice liniștit în, în octogon. Are knockout extrem de impresionante în fața unor sportivi via Extrem de periculos și de puternici. Dar de asemenea în singurul meci în care a avut cu adevărat probleme meciul pe care uh, l-a pierdut de altfel a întâlnit un sportiv care este total diferit de el. Ne așteptăm la Nganu să fie și în această înfruntare cu stipe Miocici extrem de puternic, extrem de exploziv, uh, cred că a putut să-și îmbunătățească o serie de calități tehnice, pentru că mai ales în această perioadă a avut timp să lucreze, uh, să își uh, rafineze tehnica, dar nu cred. Nu cred că este la cel, mai, la cel mai înalt nivel cu putință din punct de vedere tehnic. Chiar dacă nu este la cel mai înalt nivel, uh, cu putința din punct de vedere tehnic, el suplinește acest lucru prin calitățile fizice absolut fabuloase. Este, prin urmare, capabil să, uh, să facă lucruri pe care alți oameni nu le pot face, pentru simplu motiv, că are un adevărat dar de luptător. Este născut pentru asta, este capabil să folosească aceste lucruri. Adversarul său uh, nu este nici el la prima. Uh, la. Pri, în primul, la în primul moment al carierei sale. De altfel, Stipe Miocici este probabil cel mai valoros greu al tuturor timpurilor. Și haideți să ne uităm un pic la fizicul lui Stipe. Stipe, cel puțin în, în meciul în care a luptat împotriva lui Daniel Cormie, Aici este, un, este o imagine mai veche, de la. A, la un alt meci al lui Stipe Miocici, haideți să ne uităm și la meciul împotriva lui Daniel Cormie. Stipe este subțire, este lung, are brațe lungi, are picioare lungi, are o forță fizică incredibilă, are forța fizică a omului care exact ca și, uh, ca și Nganu a muncit încă de mic pentru a-și dezvolta acest fizic. Este un fizic crescut natural, pe de altă parte, Stipe a făcut lupte încă din copilărie și de asta calitățile sale fizice sunt ușor ușor diferite de cele ale lui Nganu. Nu este atât de exploziv, nu este atât de spectaculos, în schimb este capabil să-și țină adversarul la podea, să-și ducă adversarul la podea și să reziste foarte mult. Dar dincolo de toate aceste povești, dincolo de personajul interesant al lui Stipe Miocic, care pare să fie un taciturn, marea calitatea a lui Miocic este capacitatea sa de a gândi meciurile. Stipe este extrem de cerebral, știe să se folosească de greșelile adversarului, știe să-și pună în valoare calitățile sale și știe ca întotdeauna înainte de meci să joace acest personaj. Un băiat care pare ușor ciudățel, un băiat care pare să nu fie conectat la meci, un băiat care pare să fie orice, numai un campion al greilor, nu. Ei bine, această personalitate dedublată a lui Stipe Miocic este cea care îl ajută foarte adesea în meci pentru că toată lumea are senzația că va înfrunta un adversar care nu se ia pe el însuși în serios eu cred că este parte a jocului său psihologic și cred că este una dintre marile calități ale lui Stipe Miocici. Dacă Nganu are calități fizice absolut incredibile, Stipe este un artist al planurilor de luptă. Stipe este un om extrem de cerebral cu o inteligență a meciului deosebită sau fight IQ dacă vreți să folosiți termenul, termenul în engleză. Este capabil să găsească greșelile adversarului, este capabil să-și pedepsească adversarul și mai mult decât atât. A luptat în trecut cu Nganu i-a expus acestuia greșelile tehnice și a reușit să câștige meciul respectiv. A reușit în Ganu să se schimbe radical față de acel meci? Probabil că a învățat foarte multe lucruri, probabil că este o variantă mult mai bună a lui Francis pe care l-a înfruntat prima oară Stipe Miocici, dar este o variantă mult mai bună a lui Francis. Nu este un sportiv Total schimbat, iar Stipe pe de altă parte este o variantă mult mai bună a lui însuși. Cu alte cuvinte, în seara în care se vor întâlni cei doi, marea problemă este exact ca și în primul meci. Va reuși Neganu să-l lovească și să-l pune la podea pe Stipe Miocici? Sau Stipe Miocici va reuși să-l ducă la podea pe Neganu și să controleze meciul exact cum a făcut în prima înfruntare? Iar aici, aici discuția... Aici discuția rămâne în picioare. Care dintre ei a reușit să progreseze mai mult față de meciul anterior? Care dintre ei a reușit să se transforme într-o variantă mai bună a sa? Și cât de mult aceste lucruri se vor manifesta în cușcă? Trebuie să înțelegem câteva lucruri. De asemenea, Stipe este foarte încrezător în capacitățile sale. Lui Stipe îi place să fie întotdeauna privit ca fiind sportivul cu a doua șansă. Iar în meciul acesta, paradoxal, deși este cel mai bun greu al tuturor timpurilor, el este creditat cu șansa a doua. Nganu, pe de altă parte, știe că a pierdut prima oară. Nganu știe că trebuie să revină și nu știu cât de puternic psihic este Nganu să depășească această stare. Confruntarea dintre cei doi va fi în primul rând o confruntare psihică. Cel care va reuși să intindă capcană psihică adversarului său va fi cel care va reuși să câștige meciul. Pentru că dacă vă amintiți și în primul meci Nganu s-a manifestat foarte interesant din punct de vedere psihic, adică a avut o abordare total atipică, s-a năpustit pe Stipe și a pierdut toată energia în prima rundă. Stipe se aștepta la acest lucru, Stipe și făcuse planul respectiv, Stipe a reușit să controleze meciul. Interesant este că Stipe a reușit să facă acest lucru și cu Daniel Cormier, care Daniel Cormier este din punct de vedere tehnic un sportiv net superior lui Francis Ngannou. Dacă Francis Ngannou ar avea tehnica și, și acuitatea mentală în ring al lui Daniel Cormier, probabil că ar fi cel mai bun luptător care ar putea să fie conceput vreodată, pentru că fizicul lui Linganu este aproape perfect, iar calitățile tehnico-tactice ale lui Daniel Cormier sunt și ele aproape perfecte. Ei bine, Stipe trebuie să lupte cu acest luptător aproape perfect, doar că l-a împărțit în doi luptători. Pe de o parte are fizicul absolut fabulos al lui Linganu, pe de altă parte a avut inteligența lui și tehnica lui Daniel Cormier. Interesant este că Stipe a reușit să-i bată pe amândoi va reuși să revină în acest meci și să-l învingă pe, uh, pe pentru a doua oară? Foarte greu de spus. Dar planul său de luptă cu siguranță va fi foarte inteligent și probabil că se așteaptă ca în în prima, în prima rundă, să nu se arunce asupra lui, ci să încerce să facă un meci de tatonare, să fie calm. Stipe nu va risca absolut nimic. Stipe nu, nu va încerca să greșească sub nicio formă, ci va încerca să-l obosească un pic pe Nganu, să-l facă să greșească, să fie el mai rapid pe tehnică și apoi din nou să-l ducă la podea, să-l obosească, să-l țină la podea, să-l țină într-o stare continuă de frustrare care să-i fură lui Nganu exact calitățile sale fizice extraordinare. Dacă va reuși să facă acest lucru. Cred că Stipe Miocic va câștiga. Dacă nu va reuși să facă acest lucru, meciul se va încheia foarte repede printr-un knockout din partea lui Ganu. Sau desigur, există și varianta cealaltă, să avem un meci de 5 runde, așa cum am mai văzut, în, care să nu se întâmple mare lucru. Nganu a reușit să mai facă acest lucru cu ghilimelele de rigoare, dar a pierdut atunci. De data aceasta, cred că la puncte va câștiga Stipe Miocici, deși de multe ori l-am subestimat pe Stipe Miocici a reușit să câștige prin knockout. Dacă nu cumva reușește în Ganu să facă o minune absolută și să-l facă knockout pe Stipe Miocici, ceea ce este foarte posibil. Sper că v-a plăcut această, această analiză, această prezentare în paralel a celor doi luptători. Rămâne să vedem ce se întâmplă în gala de duminică dimineață. Până atunci, aveți grijă de voi!